Cine v-am regăsit, stimați spectatori, mă bucur că urmăriți Răspunsuri pentru Viață, și mă bucur că ne punem întrebări cu privire la Sufletul nostru, cu privire la destinul nostru veșnic, cu privire la Dumnezeu. Cineva a spus: Omul nu moare când moare, omul moare când sunt stinse întrebările. Deci, vă încurajăm să ne scrieți și la adresa de pe ecran de la această emisiune. Căsuța Poștală 270, Târgu Mureș, Oficiu Poștal 2, sau prin e-mail, e poate mai comod pentru cei care folosesc poșta electronică. Avem nevoie de întrebările dumneavoastră pentru a încerca să vă răspundem. Cu două episoade înainte, deja am început tratarea temei credinței. Sigur, poate într-un mod mai intelectualizat cumva, mai dificil de urmărit, dar ă, sunt oameni care își pun întrebări legate de credință. Vom vedea credința, poți și să-ți o manifesti foarte direct, fără foarte multe întrebări, dar sunt și oameni care își pun întrebări legate de credință. Ei bine, nu pot să abordez tematica credinței fără a merge în Evrei la capitolul 11, acolo unde întâlnim, așa cum noi spuneam, într-un alt episod, anterior, Sinfonia Credinței. Am încercat să analizăm primul verset al acestui capitol, versetul 1, în care se spune Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădășduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Am încercat și din alte traduceri, mai multe traduceri românești, câteva din limba engleză acest verset ne arată că credința este substanța sau temelia speranței biblice ca și a celorlalte mari realități nevăzute ale Universului, avându-l ca obiect pe Dumnezeu și cuvântul său. Vom păși acum mai departe în capitolul 11 din Evrei, pentru că aici după ce este menționată esența credinței, sau definiția dacă vreți, ne sunt prezentate în succesiune cronologică cele mai semnificative realizări ale eroilor credinței din Vechiul Testament, de la care avem și ar trebui să avem atâtea de învățat. Despre primii trei eroi se spune, prin credința a dus Abel lui Dumnezeu o jefă mai bună decât Cain, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Așadar, Abel, Enoch și Noe, primii trei mari eroi ai credinței, prin ceea ce au făcut, au demonstrat în ce constă, în principal și în primul rând, credința biblică. După cum urmează, vom atribui fiecăruia dintre eroi, să spun așa, esența modul în care credința a fost prezentată în viața lor. Și în primul rând, credința este predispoziția de a te închina lui Dumnezeu cu umilință, reverență și spirit de sacrificiu. Abel a adus o jertfă lui Dumnezeu, indicând astfel că prima valență a credinței veritabile este închinarea într-un spirit de sacrificiu, raportarea corectă la Dumnezeu. Este adevărat că și Cain a adus Domnului o din roadele pământului. Se poate urmări aceasta în Vechiul Testament. Dar aceasta nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Sigur, se pune întrebarea de, de ce jerfa lui Abel a fost mai bună decât cea lui Cain. Răspunsul îl putem ușor deduce dintr-un principiu biblic care străbate ca un fir roșu întreaga scriptură și anume, citat din Evrei 9 cu 22, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Ori când Abel s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu cu un miel ca jerfă, a recunoscut și a afirmat tocmai adevărul menționat anterior, recunoscându-și starea de păcătoșenie și insuficiență și nevoia unei jerfe exterioară posibilităților lui de realizare pentru salvarea din această situație. Abel nu s-a socotit vrednic să vină înaintea divinității cu ceea ce a putut el înfăptui cu lucrările și meritele sale, ce a venit cu miel, o făptură care este lucrarea lui Dumnezeu, nu a omului. Nu tot, nu tot, așa au stat lucrurile cu Cain. El a venit precum fariseul din pildă, plin de sine, aducând ca jertfă rodul strădaniei sale, așteptându-se și pretinzând implicit ca Dumnezeu să-i recunoască meritele. Așadar, jertfa lui Cain nu era însoțită nici de moarte, moartea propriului eu și moartea altei ființe, nici de sânge, era și rămâne dezagreabil și în vremurile moderne, nu e așa să vorbești despre sânge. Închinarea cainică era doar efectul capacității personale a mușchilor săi. De altfel, Biblia spune că Dumnezeu a privit spre Abel și spre jertfa lui și spre Cain și spre jertfa lui. Deci iată că jertfa detașată de jertfitor nu face diferența. Dumnezeu se uită în primul rând la motivație, la om, la jertfitor și apoi la jertfă, la uh, conținutul concret al actului de închinare. Acesta este de atunci încoace duhul și felul religiozității credincioșilor de formă, cainici, aflați într-o stare de infatuare religioasă, cei care cred că se pot mântui prin faptele și realizările lor. Ori în 2.8.9 se arată clar, citat, prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, încheia citatul. Adevărata credință se apropie de Dumnezeu nu prin merite și resurse proprii, ci prin jertfa mielului lui Dumnezeu, a Domnului Isus Hristos, pentru că numai sângele acestuia curățește cugetul omului de orice păcat și îi permite omului să acceadă la tronul lui Dumnezeu. Să extragem în continuare învățături și de la Enoch, al doilea erou al credinței menționat în Evrei capitolul 11. Și am putea să sintetizăm astfel. Credința este o transferare, o mutare dintr-o realitate sau o trăire într-o altă realitate și sau trăire. Citat. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, încheia citatul. Credința este un fel de mutare, de strămutare din lumea materială în lumea spirituală. O mutare din modul de trăire lumesc într-un mod de viețuire ceresc. Sfântul Apostol Pavel ne spune de altfel în Coloseni 1 cu 13, citat, El, adică Hristos, ne-a izbăvit de sub puterea păcatului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale încheia citatul, iar în Colosem 3 cu 3, citat, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Macar e, egipteanul a remarcat la rândul său sufletul cu adevărat că din lui Dumnezeu este mutat din firea sa naturală într-o fire dumnezeiască, încheia citatul. Și adăugăm noi, acest fapt poate fi realizat doar prin credință. Și apoi să nu uităm că generația care va fi răpită la cer, va fi mutată tot prin credință după ce va fi primit calificativul de plăcută înainte al Domnului, așa cum textul din Evrei menționează cu privire la Enoch. Mergem la al treilea erou al credinței. Credința este o fermă ascultare de avertizmentele divine și de calea de salvare indicată de Dumnezeu, care determină să fii preocupat și să lucrezi din greu pentru mântuirea personală și salvarea semenilor. E vorba de noi. Despre noi se arată că a ascultat de înștiințarea divină de privind venirea potopului și a lucrat imperturbabil, în ciuda jocurilor semenilor, la construirea corăbiei prin care a salvat nu numai propria lui familie, ci și întregul neam omenesc, perpetuarea acestuia. Așadar, cel care are credință, are ochii deschiși, nu și ascunde capul în nisip ca struțul, ci vede pericolul care vine și caută să-i facă față și să se pună la dăpost din calea acestuia. Necredința este din potrivă oarbă și în alegerea ei nefastă sfidează atât pericolul iminent cât și pe Dumnezeul cel atotputernic, alegând să se prăbușească în prăpastia pieirii eterne. Înainte de a proceda la trecerea în revista următorilor eroi ai credinței, sigur, facem doar o survolare uh, cu privire la aceștia, să mai facem un, popas uh, cu observație. Primii trei eroi ai credinței din evrei, prezentați foarte pe scurt anterior, reliefiază și trei tipuri de credință. 1. Credința care biruie moartea experimentând-o, Exemplul este Abel, care a fost ucis de fratele său Cain din gelozie religioasă, dar care dăinuiește înaintea lui Dumnezeu fiind un model de urmat. A fost prezentat, iată, și în Evrei 11. 2. Credința care biruie moartea, ocolind-o, cum spunem noi în limbaj modern, bypassând-o. E vorba de Enoch, care a fost răpit la Dumnezeu, fără a mai experimenta moartea și, după cum spuneam, el prefigurează generația fericită care va fi în viață la revenirea Domnului și eu cred că noi suntem acea generație care nu va vedea moartea, ci va avea parte doar de transformarea trupurilor pământești în trupuri cerești, fiind precum Enoch răpită la Dumnezeu. A se vedea în acest text 1 Tesalonicen 4 17 și alte texte. Al treilea tip de credință, credința care salvează de la moarte prin judecata potopului, evitându-o. noie în ciuda bazocurilor contemporanilor săi, termină construcția corăbiei și este salvat prin aceasta. Este, credem noi, o anticipare a evreilor care vor fi trecuți prin necazul cel mare, dar vor avea parte de izbăvire în timpul și prin procesul derulării acestuia. Să continuăm spicuirile privitoare la următorii eroi ai credinței menționați în Evrei 11, respectiv patriarhii Avram, Isaac, Iacob și apoi neprihănitul Iosef. Și ne vom opri doar la atâția. De la Avram sau Avraam, supranumit tatăl celor credincioși, putem învăța, așa cum este și normal, cel mai mult despre ceea ce înseamnă credința și cum se manifestă aceasta. În esență, patru Credința este capacitatea de a depăși barierele necunoscutului, ale imposibilului și iraționalului, ascultând de chemarea și de promisiunile divine. În primul rând, prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un alt loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce, citat din versetul 8 Evrei 11. Un lucru extrem de greu pentru om este să meargă pe o cale nouă, necunoscută. Și totuși, să nu uităm, stimați respectatori, începutul unei noi vieți cu Dumnezeu presupune tocmai acest lucru. O nouă uh, direcție, o nouă viață, un nou început. Noul îi sperie pe mulți, dar dacă uh, suntem din cei sperioși, în Apocalipsa scrie că afară sunt fricoșii. De altfel, înfruntarea necunoscutului este o condiție de bază a cuceririlor de orice fel. Și în domeniul cuceririlor științifice, dacă ți e frică de nou, nu-l înfrunți, nu-ți asumi niște riscuri, nu ajungi la niciun rezultat. Așa a fost în vechime și cucerirea țării promise. Tot așa este și cu dobândirea noii poziții spirituale în Hristos, pentru că acesta trebuie să ajungă să-și recunoască propria insuficiență și dependența totală de Dumnezeu și doar atunci, făcând saltul uh, într-o nouă etapă, poți să uh, ajungi acolo unde te vrea, unde ne vrea Dumnezeu. Apoi avem un citat în versetele 11 și 12, tot în contextul avramic, prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mor, s-a născut o sămânță în mare număr. Încheiat citatul. Credința, deci, trece dincolo de hotarele posibilităților naturale, raționale. Ea se circumscrie unui domeniu cu posibilități nelimitate, în care dispare tot ceea ce pare barieră de netrecut din punct de vedere biologic, Sara la cei 90 de ani și Avram la 100 de ani nu mai puteau avea copii. Și totuși, credința în cuvântul divin a înfrânt și a invalidat imposibilul natural, biologic, conducând la aducerea în existența lui Isaac, fiul promis. În al treilea rând, versetul 17 se arată, prin credința a adus Avram jerfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Mi se pare acest moment cel mai dramatic din toată istoria Vechiului Testament. Cea mai irațională dintre toate cererile pe care le făcuse Dumnezeu lui Avram, dacă putem să le numim astfel, era cerința de a jerfi propriul fiu pe Isaac, născut în mod supranatural după mulți ani de așteptare. Ceea ce pretindea Dumnezeu, pretindea cu ghilimele de rigoare, era din punct de vedere rațional un nonsens absolut reprezenta spulberarea tuturor viselor lui Avram. Să nu uităm și facem o mică paranteză, în Geneza 15, Dumnezeu se prezintă la Avram și îi spune, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Un verset pe care noi l-am folosit de multe ori, mai ales la emisiunea să-l cunosc pe el. Deci Dumnezeu vine și arată că el se constituie în binecuvântarea lui supremă. Uh, scut, apărare și uh, răsplată. Ei, Dumnezeu se prezintă ca unul care uh, se constituie în răsplata lui Avram și totuși, în versetul imediat următor, în versetul 2 din Geneza 15, Avram, tatăl credincioșilor, cum s-ar spune, întreabă ce îmi vei da. Deci Dumnezeu îi spune, eu mi te dăruiesc, mă dăruiesc ție și Avram vine și întreabă ce îmi vei da. Ei, așa a fost să fie cu, cu Isaac, mai târziu a trebuit să se vadă dacă Avram ține mai mult la Isaac sau la Dumnezeu și la un moment dat Dumnezeu ne va pune la încercare să vadă la cine ținem noi mai mult, la Isacii noștri sau la divinitate, la Dumnezeu. Credința avramică trece peste protestele rațiunii limitate, ale sentimentelor sale legitime, parentale și este gata să împlinească voința divină împotriva a tot și a toate. În acest moment, Avram s-a asemănat Tatălui Ceresc care și-a dat și -a, și a sacrificat singurului fiu pentru noi pe Golgota. Deosebirea a fost că pe muntele Moria, Golgota de mai târziu, Dumnezeu a intervenit în ultimul moment împiedicându-l pe Avram să-și sacrifice fiul în timp ce el însuși, Dumnezeu Tatăl, a fost nevoit să-și vadă Fiul murind din iubire pentru omenire, pentru dumneavoastră și pentru mine. Oare noi cât suntem în stare să sacrificăm pentru Domnul nostru? Solemnă și serioasă întrebare. Să mergem în continuare la antepenultimul erou al credinței din Evrei 11, așa nume, la Patriarhul Isaac fiul lui Avram. Arătând că în al cincilea rând, credința este capacitatea de a depăși bariera propriei voințe în domeniul relaționării familiale în favoarea voinței lui Dumnezeu. Citatul din versetul 20. Prin credința a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Isaac ar fi dorit să-i dea fiului său Esau, ceea ce avea mai bun. Însă prin concursul împrejurărilor, conduse providențial de Dumnezeu, Iacov a fost cel care a trecut pe primul loc și Isaac a acceptat în cele din urmă această situație, neretrăgându-și binecuvântarea transmisă lui Iacov. Așa că Iacob i-a binecuvântat pe ambii fii, dar așa cum vroia Domnul, nu cum vroia el. Atunci când urmărim împlinirea, Chiar și cu privire la cei dragi, a planurilor lui Dumnezeu și nu a planurilor noastre, facem acest lucru datorită credinței, renunțând la voința proprie, la gândirea și simțirile euului celui vechi, în favoarea unui nou eu dobândit prin conștientizarea voinței divine prin nașterea din nou. Și ne vom opri acum în al șaselea rând cu referire la Iosif, la faptul că în viața lui Iosif credința s-a dovedit a fi capacitatea de a depăși limitele propriei puteri și influențe fiind o binecuvântare pentru posteritate. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din copiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful să său, se consemnează în versetul 21 din Evrei 11. Credința adevărată, trebuie să constituie o binecuvântare pentru cei din imediata noastră apropiere și, în primul rând, pentru propria noastră familie. În ciuda slăbiciunilor noastre, <coughs> și Iacob este reprezentativ în această privință, contând pe un sprijin exterior nouă, asistența divină, putem și trebuie să ne tezim drumul copiilor și a nepoților noștri pentru ca și aceștia să cunoască binecuvântările Domnului. Noi nu suntem chemați Sigur, să ne sprijinim pe un toiac de lemn, precum Iacov, decât dacă este cazul, dar suntem chemați imperativ și cu stăruință să contăm pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, care ne ajută în slăbiciunile noastre și să ne sprijinim pe cuvântul cel viu și adevărat transmis de Tatăl nostru cel Ceresc. În sfârșit, credința este capacitatea de a transcende hotarul propriei vieți și epoci în care trăim, bazându-ne pe promisiunile de perspectivă ale lui Dumnezeu încă neîmplinite. Versetul 22, vorbind despre Iosif, ne spune Prin credința a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Ca acestea să fie luate cu ei când se vor întoarce în țara de Baștina. Pentru cel credincios, Apropierea sfârșitului ca individ, ca umanitate, nu este un prilej de tulburare și disperare, ci un prilej de pace și de mângâiere din cauza credinței în promisiunile lui Dumnezeu care a spus în Ieremia 29 11. și ar fi bine să știm toți acest verset sau măcar conținutul acestui verset. Citat. <coughs> Eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Credința a mai fost denumită și al șaselea simț și după cum este mai ușor a exersa simțurile fizice decât a le explica, funcționarea la fel, la fel este și cu credința. Credința este cel mai simplu și mai la îndemână act uman și probabil tocmai din această cauză este așa de greu de explicat. Deși Evrei 11 ce ne furnizează unele informații utile pentru a înțelege definiția și apoi conținutul credinței, suntem conștienți că nu atât înțelegerea definiției credinței, cât exercitarea credinței este lucrul cel mai important care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Un om mănâncă, deși nu înțelege compoziția hranei sale și procesul digestiei. Și el trăiește pentru că mănâncă, în timp ce altul, chiar înțelegând filozofia alimentației, dacă nu mănâncă, moare. Tot așa este și cu credința. Ea trebuie practicată. Pe de altă parte, oferind o înțelegere biblică asupra credinței, nu dorim să focalizăm atenția asupra credinței, ci dorim să rămânem focalizați asupra lui Dumnezeu. Izvorul credinței, izvorul apelor vii. Credința este doar un canal, o conductă prin care ajung la noi binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă mijlocul de aducțiune este defect, spart sau înfundat, în ciuda existenței unei rezerve inepuizabile de apă, rezultatele pot fi tragice. Dacă conducta este așa cum trebuie să fie, va exista abundență, dar berșugul nu stă în credință, în conductă, ci în Dumnezeu la care ajungem prin exercitarea credinței. În încheiere, arătăm că, din punct de vedere al conținutului intim al credinței, credința autentică cuprinde trei elemente distincte. Un element intelectual, notiția, care constă în înțelegerea adevărului, un element emoțional, asensus, în greacă, care este convingerea cu privire la adevăr și afirmarea acestuia, și un element volitiv, fiducia, care constă în hotărârea de a asculta de adevăr. O anumită teologie modernă, foarte populară, tinde să elimine ascultarea din conținutul credinței, dar un astfel de concept corupe mesajul mântuirii. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre Evanghelie ca despre ceva care trebuie ascultat. Să vedem Roman 10 cu 16, 2 Tesaloniceni 1 cu 8. În Ioan 3 cu 36, Evanghelia după Ioan, însuși Domnul Isus ne lasă să înțelegem că a crede este sinonim cu a asculta. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu ascultă de fiul, nu va vedea viața. Iată că nu ascultă de fiul, ține locul la cine nu crede. Evrei 11, Marele Tratat Paulin despre credință, subliniază și el fără putință de tăgadă că credința și ascultarea sunt inseparabile. Pentru toți eroii credinței, ascultarea de cuvântul divin a fost manifestarea inevitabilă a credinței lor în Dumnezeu. Fie să nu uităm nici când acest adevăr, Ascultarea și credința merg împreună. Nu pot să uh, cred fără a asculta și nu pot să ascult fără a crede. În încheiere dorim să arătăm că credința biblică este de mai multe feluri. Dacă privim cu atenție la lista cuprinzând darurile Duhului Sfânt din 1 Corinteni 12, vom găsi că credința și are locul ei în acel text. La fel, dacă privim la textul din Galaten 5:22 despre roadele Duhului. Așadar, credința poate fi credința ca dar, prin darul de credință, Duhul Sfânt împărtășește credinciosului temporar o parte din credința lui Dumnezeu, făcându-l capabil să facă minuni. Aici nu contează cantitatea, ci calitatea, cum spunea Domnul Isus, o sămânță de muștar din această credință este suficientă pentru a muta munții. La acest nivel de credință ajunge un număr foarte mic de credincioși în continuă scădere. Credința caroadă găsită în Galaten capitolul 5 numită credincioșie, fidelitate este urmarea cultivării relației personale cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ea este expresia caracterului celui care o posedă și trebuie să caracterizeze pe fiecare credincios. Dumnezeu ne cere credință, dar și credincioșie. În concluzie putem spune că Noul Testament prezintă trei forme principale ale credinței. Credința vie obișnuită, care asigură o continuă relație personală cu Dumnezeu prin ascultare de cuvânt și Duhul Sfânt, credința ca dar supranatural, unul din cele nouă daruri ale Duhului Sfânt și credința ca roadă a Duhului credincioșia. Fie să le experimentăm pe toate aceste trei forme de manifestare, credința vie, credința ca dar, credința ca roadă și Dumnezeu să ne ajute să avem credință izvorâtă din cuvântul lui Dumnezeu atunci când acest cuvânt este temelia noastră, este sursa noastră de hrănire spirituală. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să citim Biblia, să o avem ca temelie și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, are capacitatea de a genera credință în viețile noastre. Așa să fie!